Unul din cinci români este copil. Sistemul de protecție însă al copilului în România lasă mult de dorit. Domeniile cu impact direct asupra dezvoltării copilului sunt tratate periferic și de obicei atunci când mai apare încă o tragedie. După 12 ani de la adoptarea legislației de protecție din anul 2004, România nu are astăzi încă un mecanism de verificare și de monitorizare a implementării prevederilor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului.